Această rubrică vă este oferită de Sanador. Unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer la femei este cel de col uterin. Boala poate fi prevenită prin efectuarea testelor de screening și prin vaccinarea împotriva tulpinilor HPV responsabile de modificările celulare din această boală. Vorbim astăzi despre tratamentul prin brahiterapie pentru acest diagnostic. Invitata mea este doamna dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Ce este brahiterapia și de ce este importantă în cancerul de col uterin? Brahiterapia este un instrument absolut necesar și complementar iradierii externe și chimioterapiei. Cele două din urmă tratamente, iradierea externă și chimioterapia, sunt tratamente standard în cancerul de col uterin local avansat. Brahiterapia reprezintă de altfel plasarea în imediata vecinătate a tumorii, a unor surse radioactive și cu un beneficiu, un avantaj deosebit prin o doză concentrată de radiație plasată la nivelul tumorii cu protejarea țesuturilor înconjurătoare din jurul sursei plasate. Este brahiterapia o alegere mai eficientă în cancerul de col uterin inoperabil? Brahiterapia este una din modalitățile de tratament în cancerul de col uterin local avansat. Nu este o singură modalitate, ci este o metodă complementară iradierii externe și chimioterapiei. Dar ca și eficiență, că la ultimii pași din tratamentul acesta împotriva cancerului de col uterin își dovedește eficiența și până în prezent nu s-a dovedit o altă metodă de tratament mai eficientă pentru determinarea și distrugerea celulelor tumorale restante după acest tratament dual, adică radioterapia externă și chimioterapia. Deci este un instrument foarte util și absolut necesar în tratamentul cancerului de col uterin. Este posibilă reiradierea prin brahiterapie? Vorbim astăzi de situații în care pacientele trăiesc mai mult și mai bine și de foarte multe ori, după intervenții chirurgicale, la o anumită perioadă de timp și din cauza unor factori de risc, pacientele se pot prezenta cu recidive locoregionale și, bineînțeles, acestea pot fi distruse prin brahiterapie. Este o metodă eficientă și chiar dacă pacientele au avut fie o formă de iradiere externă în trecut, brahiterapia își dovedește eficiența prin protejarea țesuturilor care poate anterior au fost iradiate. Ca să nu mai vorbim de patologii care pot pune probleme pentru pacienți și brahiterapia se poate folosi și în acest caz, în cazul reiradierii. Cum trebuie să se pregătească pacienții pentru brahiterapie? Vorbim despre o pregătire nu numai clinico-biologică, adică pacientul să fie în bune condiții din punct de vedere al sănătății, celelalte patologii asociate, comorbidități precum cele existente pentru care pacientul ia medicație, să fie verificate și în control. Lucrul acesta se realizează nu numai de medicul radioterapeut, ci și de medicul anestezist, ci și de o pregătire preanestezică ca pacientul să poată suporta bine această etapă și anume anestezia. De altfel, există și o pregătire ce ține de procedura în sine, și anume pregătirea intestinelor, pregătirea pentru această procedură, care poate fi una invazivă, incisivă, și este nevoie ca pacientul să se simtă în cele mai bune condiții, bineînțeles, având în vedere situația de prezentă, pentru că pacientul totuși este un pacient care primește tratament anticancer, dar fără să existe extreme sau probleme ale analizelor sau ale investigațiilor imagistice. Așadar, este indicată anestezia pentru acest tratament? Absolut. Atât pentru controlul pacientului și pentru controlul medicului, pentru că procedura aceasta se efectuează precis, eficient și este nevoie de controlul simptomelor, adică pacienta să nu aibă suferințe, să nu existe un motiv de durere care ar periclita actul medical. Această procedură se efectuează țintit prin luarea unor imagini, atât ecografice cât și imagistice CT-RMN și este foarte important ca pacienta să nu se miște, pentru care imobilizarea într-un mod controlat a pacientei și lipsa suferinței sunt aturile pe care le văd în efectuarea acestei proceduri de brahiterapie. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Mulțumesc și eu, o zi bună!
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.